Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, bine ați venit la conferința de presă organizată în această zi, 23 iunie, ziua în care aici, la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, s-a întrunit în prima sa ședință Comitetul Interministerial, din care fac parte secretarii de stat, reprezentanții ai ministerelor din Guvernul României și în cadrul acestui prim comitet interministerial, prima ședință, de fapt ședință de constituire, am avut o ordine de zi care, de fapt, a fost pusă la dispoziția tuturor participanților și am examinat, pe de o parte, prezentarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, misiunile, atribuțiile sale, proiectele sale în derulare, dar și elemente de strategie ale Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, care elemente de strategie vor fi dezvoltate ulterior. La ședință au participat secretarii de stat de la diverse ministere din Guvernul României și în cadrul discuțiilor care au avut loc la comitet am abordat inclusiv arii prioritare de cooperare România-Republica Moldova. Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a fost creat prin hotărâre de guvern la 17 februarie 2020 și misiunea sa esențială este de a promova politica de cooperare strategică între România și Republica Moldova pe filiera comunității de limbă română, istorie, tradiții, spiritualitate, culte și în cadrul acestor misiuni și atribuții ale DRRM. Desigur că fiecare potențial solicitant de finanțare nerambursabilă din partea de RRM are dreptul să elaboreze și să depună proiecte. Vreau să vă duc la cunoștință că deja am și examinat primul lot de proiecte venite din Republica Moldova, din partea instituțiilor media, ONG-urilor care solicită finanțări nerambursabile, ce vor fi utilizate pentru propunerile de proiecte pe care le-au avansat și chiar în această săptămână vom și anunța primele rezultate ale evaluării acestor proiecte. Încurajăm în continuare reprezentanții asociațiilor non-guvernamentale, instituțiilor educaționale, structurilor de cooperare la nivel descentralizat, mă refer la administrațiile publice locale, să depună în continuare proiecte la DRRM. Cu siguranță vor fi examinate și susținute, fiindcă noutatea abordării pe finanțare non-rambursabilă pentru proiecte constă pentru Republica Moldova în aceea că sesiunea de depunere a proiectelor, de fapt, este una permanentă de la 1 ianuarie până în luna noiembrie. De aceea nu există anumite constrângeri sau termene care ar limita inițiativele care pot parveni în cadrul DRRM. În sesiunea de astăzi a Comitetului Interministerial am prezentat proiectul DRRM-ului și anume Harta Interactivă și Biblioteca Electronică, care va înmagazina toate, va cartografia toate finanțările realizate de România către Republica Moldova, atât pe filiera cooperării administrației publice centrale, cât și pe filiera cooperării descentralizate. Mă refer la acele acorduri de cooperare și de înfrățiri care există la ora actuală între primăriile din România și primăriile din Republica Moldova. De altfel, DRRM își propune să intermedieze acest proces de încheiere a acordurilor de cooperare și de înfrățire între primăriile din România și primăriile din Republica Moldova. Am și lansat proiectul Hai să dăm mână cu mână și toți primarii sau reprezentanții consiliilor locale pot să contacteze DRRM în acest sens în căutare de parteneri de cooperare cu România. Harta interactivă sperăm că va fi lansată către finele anului 2020 și fiecare utilizator al serviciilor internet va putea accesa această hartă pe site-ul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova și se va putea informa care a fost ajutorul sau finanțarea României către Republica Moldova de la 1991 încoace. De altfel,
această hartă interactivă va cuprinde 3 arborescențe. Una va fi dedicată cooperării descentralizate, a doua va fi dedicată cooperării la nivelul administrației publice centrale și cea de 3 arborescență va cartografia toate proiectele care au fost susținute de fostul Departament pentru Românii de Pretutindeni, de fostul Minister pentru Românii de Pretutindeni și actualmente de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova în cadrul proiectelor finanțate și mă refer la ONG-uri, instituții educaționale, instituții media și așa mai departe. Pentru anul 2020, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova are mai multe priorități. Una din ele este susținerea instituțiilor media de limbă română din Republica Moldova pentru a combate propaganda rusă și efectele ei, mai ales pe timp de pandemie COVID-19, susținerea proiectelor în sprijinul mobilităților academice la nivel de instituții educaționale preuniversitare, dar și la nivel de ONG-uri, asociații care își propun diferite cooperări, colaborări transfrontaliere pe subiecte ce vizează atât identitatea românească, tradițiile românești, cultura română, dar și tot ceea ce ține de funcționarea corectă a instituțiilor democratice, europenizarea Republicii Moldova prin implementarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. DRR își propune de asemenea să colaboreze cu autorități, agenții din cadrul Guvernului României pentru soluționarea altor probleme majore cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova, fiind și cetățeni ai României. Despre aceste colaborări vom comunica mai târziu, fiindcă e nevoie să ajungem la un rezultat și este bine să vorbim despre rezultate, finalități realizate cu succes, nu doar despre ceea ce avem proiectate în a face în cadrul activităților noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă încurajez în continuare să accesați site-ul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, drrm.gov.ro, de unde vă puteți informa atât despre ultimele acțiuni, activitățile departamentului, cât și despre toate condițiile necesare de care aveți nevoie pentru a postula, pentru a înainta proiecte în cadrul DRRM-ului, proiecte cu finanțare non-rambursabilă. Vă mulțumesc!